Ziua persoanelor vârstnice va fi sărbătorită și anul acesta de primăria Târgu Jiu. Evenimentul merge pe aceeași idee ca și în anii precedenți, chiar și locul de desfășurare a petrecerii fiind același. Mâine este 1 octombrie, 1 octombrie este evenimentul, sărbătorim la pe insuliță, acolo unde a fost licitată locația. E vorba de în jur de 1800 de persoane care vor sărbători pe insuliță acest eveniment, dedicate persoanelor vârstnice. Pentru această acțiune, municipalitatea a alocat 200.000 de lei.